Am ajuns în Olanda! Tocmai ce am aterizat în Eindhoven, următoarea locală este 3 după amiaza. Tocmai ce am aterizat la Eindhoven, 3 ore 20 din București cu Wizz Air și acum trebuie să mergem să luăm autobuz, după care tren până în Amsterdam Central. Primul autobuz pe care o să-l luăm este 400 și cred că este undeva în partea asta. Cum ieși din aeroport, sunt indicatoare direct spre autobuz și biletul îl vom lua direct din mașină. Am reușit să plătim cu cardul direct de la doamna șofer. Veniți aici, cardul, o dată pentru intrare și încă o dată la check-out, la aparatele acestea când ieșiți. Am pornit cu 400 spre gară, de unde vom lua trenul spre gara centrală. Astăzi este haos pentru că este ziua regelui. Nu ne-am înțeles de la bun început cu doamna de la autobuz. Prima dată nu a vrut să ne lase să plătim direct în autobuz. A doua oară, la a doua încercare, a mers. Sunt în Eindhoven Central. De aici vom lua trenul spre Amsterdam Central. Eu n-am văzut să-mi fi luat banii de pe card la check-in și check-out. Doamne ajută, hai să îi dăm înainte. €22,70 mi-am mie, plus o taxă de turist de 1 euro. Am luat la clasa a doua și ar trebui să mergem să luăm. Hai să luăm ca să nu mai pierdem timp. Haidem! Hai ca la domnul și-am luat și noi biletele către Amsterdam. Astăzi este o zi mare pentru că astăzi este sărbătoare. Este ziua regelui. Petrecere mare pe străzi, petrecere mare peste tot. Toată lumea e îmbrăcată în portocaliu. Și ghiciți cine s-a îmbrăcat în portocaliu mai mult ca orice olandez prezent în această țară. Și noi suntem plini de bagaje, dar măcar am nimerit trenul. Am ajuns la Amsterdam Central și acum ne așteaptă Alex la ieșire din gară. A durat cam o oră și un pic până să ajungem aici. Foarte liniștit, trenul mergea cam cu 140 la oră și nu s-auzea absolut nimic. Deci o călătorie super plăcută. Planul era să găsim niște locare din astea, să ne punem gențile astea și să mergem direct în centru să petrecem. Dar pentru că e ziua regelui, nu avem cum să facem treaba asta și ghiți ce, e închis. Mi se pare foarte tare sărbătoarea aceasta a lor, ziua regelui, pentru că toată lumea petrece realmente în portocaliu. De ce în portocaliu? Pentru că este culoarea regală, iar pe lângă steagurile lor în roșu, alb și albastru se adaugă portocaliu. Iar eu mă adaptez perfect, I'm blending in. Este super tare și se pune muzică, e party pe stradă. Cred că e cea mai tare perioadă în care poți vizita Amsterdam. Țineți minte pentru anul viitor, 27 aprilie ziua regelui și tot weekendul este despre petrecere. Am nimerit la fix. Deal, Alex, că sunt cu portocaliu. Te-am prins, bă! Și că se zici lui Alex sunt în portocaliu, bravo tata! I-ați venit! Alex că sunt în portocaliu! Avem două variante acum, are Beatrice o colegă care stă la 20 de mers pe jos.
și putem să lăsăm bagajele la ea. Sau putem să mergem la noi, de 15 minute cu trenul, după aia încă 15 minute de la gara. Teoretic, cu o oră, o oră jumătate suntem înapoi. Mai bine mergem la noi. În 6 minute. Hai! La linia Hai. 2. Da? La linia 2? A, e bun că l-o face 15 minute. Hai. Ce vorbești, mă? Sunt părți aici pline cu oameni, trecere pe stradă, în fiecare colț există o petrecere a lor, cu muzica lor. Ce e haos, haos, haos. Și astăzi e singura zi în care oamenii se pot dezrăbăla în ultimul hal. Și scot măsuța în fața casei cu sticla de șampanie, berea, mănâncă, dansează, sunt dezbrăcați, e un friguț, se simte, noi avem multe straturi, dar ei s-au un tricou, un maiou, n-au nicio treabă, este nebunie și pe să mai simți acum și miroase a iarba. Miroase așa, toate, înțelegeți voi, înțelegeți, a câmpie. Hai că vă zic meniul zilei. Aripioare. Ce mai avem? Bere-i bere. Să fie primit. Mamă, ce ce? Oh my god. Holy crap. Până mâine la ora 11 ar trebui să fie lună. O să fim aici, o să vedem. Salută poliția. Pe drum.
am vrut să împărtășim cu voi cum arată ziua regelui în Amsterdam. Deși aveam idee cât de liberi și de non-conformiști sunt olandezii, acum ne-am convins că ei știu să se distreze. Începând cu Casa Regală, care le permite acest haos organizat, până la locuitorii de pe micile străduțe, ce profită de ocazie și dau frâu liber distracției. Ziua Regelui este cu totul o experiență pe care trebuie să o guști măcar o dată în viață. Și nu ne referim la ceea ce credeți voi. Acesta a fost videoul de astăzi. Din Amsterdam, cu gălăgie, cu veselie, cu mult portocaliu. Am venit în Amsterdam la ziua regelui, ne-a invitat la ziua lui și uitați ce atmosferă am întâlnit. Mâine la ora 11 oamenii se întorc la muncă, o să fie deja curat. Rămâi și tu alături de noi să vezi în videoul următor dacă s-a făcut curat. Și dacă ești interesat să vezi ce poți vizita într-o zi în Amsterdam și cum se descurcă românii pe aici, care este salariul și care este viața în general din Olanda, rămâi alături de noi pentru că